Astăzi s-a deschis un nou șantier în localitatea comunei Beclean. Se lucrează de zor la o construcție de copertine și la un corp care va găzdui personalul tehnic, cei care deservesc gospodărirea comunală. Aici vom uh, face o copertină pentru a ne adăposti utilajele. De asemenea, în partea din față uh, se va face o construcție unde vor fi uh, puse un utilaj pentru stingerea incendiilor, Protejat, astfel încât vară- iarnă el să fie dotat cu, cu apa pentru stingerea incendiilor. De asemenea, un corp administrativ pentru muncitorii care lucrează la gospodăria comunală. Fondurile necesare construcțiilor sunt alocate din bugetul local, iar utilajul va fi achiziționat din fonduri europene.